rubrica. Sigur. Salve! Am o întrebare pentru domn. Ce adorăm noi femeile? Ei, o să spuneți că multe lucruri, dar nu. Noi adorăm să facem shopping. De ce adorăm asta? Pentru că probăm o grămadă de haine, haine și ținute care ne fac să fim frumoase și ne simțim încrezătoare, nu? Vă place ținuta mea de astăzi? Ei, vreau să vă spun că este creația Claudiei Rollins, fashion designer, care este acum cu mine în platou aici. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Rebecca. Mulțumesc pentru invitație. Cu cel mai mare drag. Nici nu știu de unde să încep. Să începem cu începutul? Așa spun și eu. Cum a început toată nebunia asta pentru modă? În primul rând a început de copil pentru mine. De la o vârstă foarte fragedă, știi, ca orice copil, m-am apucat să fac haine pentru păpuși. Eram atât de încântată, am tăiat și hainele mamei, numai să fac haine de păpuși. Și bineînțeles, după toată nebunia aceasta, am început să-mi fac haine mie, care eram o păpușă mai micuță și mai slăbuță, dar am și eu o păpușică atunci la 12 ani, știi? Apoi, bineînțeles, drumul în viață m-a dus în Marea Britanie, unde mi-am găsit și eu locul în facultate de modă de acolo. Asta a fost începutul, cel puțin, studiilor mele. Și de, cred că, 20 ceva de ani este viața mea. Wow! Și de ce în Anglia și nu la noi în țară? Acolo m-au dus drumurile respective. M-am căsătorit în Marea Britanie, am decis să fac studiile în Marea Britanie și, bineînțeles, apoi am revenit în România, sperând că poate pot să fac ceva și în țara mea natală. Și a reușit să facă multe, 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 multe. Care este cel mai de laud așa eveniment din carieră? Nu știu, ar fi multe. Și care ar fi așa cele mai importante? Pentru mine, cred că cele mai importante sunt toate costumele care le-am făcut pentru Royal Opera, pentru Shakespeare Theatre în Marea Britanie, în piese foarte importante, cel puțin. Asta mi se pare mie, cel puțin pentru mine, cel mai creative, aș spune, și poate cele mai mari împliniri pe plan profesional în privința creativității și libertății pe care o ai în a crea. Da, costume care, pe lângă că trebuie să fie frumoase, trebuie să fie și foarte practice, nu? Ca să poată actorii și cântăreții să se miște și să desfășoare în ele. Să desfășoare în ele, să cânte, mai ales operă. E foarte important să poată să și funcționeze. Și după care de acolo am mers în a face și costume de sport, de pole dance, de aerial dance, care la fel pot să spun că mi-aduc în ultima perioadă o mare împlinire și acelea, să faci parte din echipe creative. Da, doamna Claudia vorbește aici despre un nou sport, despre pole and aerial sports, care organizează deja campionate mondiale, unde eu sunt deja dublă campioană mondială și la campionat am purtat un costum creat de doamna Claudia, care uite că ne-a adus aurul. Iar pe lângă costume, treningul nostru național este tot așa creația doamnei Rollins. Da. Mi-a făcut mare plăcere să fac parte. Sper și la viitoare competiții să fac parte din echipa voastră, nu doar cu partea de training-uri, ci și cu partea de costume în continuare, pentru că, într-adevăr, văd munca din spatele tuturor acestor performanțe pe care voi le aveți. Mulțumim și așa să fie, Doamne ajută! Vreau să mai zic că noi am colaborat la un eveniment important de la noi din țară, la Fashion Week în vara trecută, unde tot așa am purtat niște ținute create, care au fost cu tematică de pirat, sailor, povestești da, mai multe? A fost o tematică în a celebra pe Jean-Paul Gaultier în sine și show-urile lui foarte, foarte extravagante și am vrut să facem ceva mai diferit în modă, pentru că n-am vrut o prezentare simplă în care modelele merg pe pasarele, am vrut cumva să implicăm și partea de sport și de pole dance și bineînțeles că ați făcut și voi parte din acel concept. În cadrul acelui lucru ai purtat și tu pentru prima oară un corset cu adevărat. Și ai văzut că un corset făcut special cu oțel spiralat care mișcă și care lucrează cu tine și îți dă libertatea de mișcare inclusiv pe bară. Ceea cred că nu te așteptai la lucrul acesta. Nu, deci este o întreagă teorie și, cum zicea Coco Chanel, moda este arhitectură. Și mi-a arătat că balenele sunt făcute dintr-un anumit material care e moale și se îndoaie, deși e corset și a rămas, wow, dar e posibil așa ceva? Da, este... Te lasă fără cuvinte unde s-a ajuns în ziua de astăzi cu moda.
Da, noi ne ocupăm foarte mult cu partea de corsetărie, pentru că am preluat-o din partea de teatru, unde lucram corsete tradiționale, corsete istorice, și am pus-o și în partea de modă foarte mult, o dezvoltăm. Poți să schimbi silueta unui om perfect de mult, în primul rând, și le incorporăm în rochi. Facem corsetărie tradițională cu păr de cal, cu oțel spiralat. E cel puțin pentru noi specializarea noastră principală în ultima perioadă. Tot mai multe doamne vin și ne cer corsete de diverse tipuri, bineînțeles fiind și foarte la modă acum. Normal, ca să fim toate suple și frumoase. Am văzut că e ceva și cu Doctor Fashion. Care e treaba cu Doctor? Firma noastră în sine se numește Doctor Fashion, pentru că noi, separat de brandul Claudia Rawlings, avem și un al doilea brand care se ocupă de uniforme medicale. Asta am început cu ceva multă vreme înainte de pandemie, deși în pandemie a avut mai mult succes, pentru că noi venisem cu un concept nou. Ne-am dezvoltat propriul material tehnic, pe care am pus tot felul de tratamente speciale, antiviral, anti-murdărire, tot felul de lucruri speciale pe care atunci, pe momentul respectiv, lumea nu neapărat le dorea, dar după pandemie s-au dovedit foarte atrăgătoare și pe partea medicală. Și bineînțeles cu un concept nou în ceea ce privește moda medicală, să nu fie doar un simplu halat, să fie mai feminin, purtabil toată ziua. În asta constă conceptul Doctor Fashion în sine. Dacă tot e vorba de picanterii, vreau să încheiem așa cu o experiență picantă, amuzantă, ceva din toată cariera asta mare și frumoasă? Ne gândim să ne gândim puțin la partea de operă, de teatru. Nu știu dacă vă dați seama că fiecare suntem om și avem așa ego-urile noastre și în spatele scenei și actori și actrițe foarte mari își doresc ei să fie principalul pe scenă. Picanterii, să ne gândim așa. Am avut o dată două actrițe care la vârsta de 40-50 de ani, literalmente se băteau în spatele scenei cine o să fie prințesa și cine o să poarte coroana. Într-un fel sau altul, amuzant pentru noi că ne-am dat seama că toți suntem copii până la vârste înaintate, dar uite, asta se întâmplă și în spatele a ceea ce voi nu vedeți în sine. Da, bătaie care se deruchea mai frumoasă și coronița mai frumoasă. Da, exact. Devenim copilul ăla mic, știi, din femeia mare, când este vorba de cine este prințesa, devenim copilul acela mic, care nu mai ține cont de nimic. Vreau să fiu prințesa de pe scenă. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Plăcere. Îmi pare rău că a fost tot așa foarte scurt, că ar fi fost foarte multe de povestit. Astăzi așa încheiem cu picanteriile, iar nu uitați, voi, femeile puternice, acolo din spatele camerelor, tot timpul să fiți aranjate și frumoase, pentru că moda se regăsește în orice domeniu în ziua de astăzi. Mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare!